ca și alte arte marțiale de la o generație la alta. Exercițiile kata sunt extrem de importante. Ovidiu. Și ele folosesc la mai multor scopuri. Unul dintre ele este să înveți bine tehnica de Aikido. Alt scop este să exersez pentru mine, da? În mine însumi, da? Să mă pot concentra și să încerc să mă desăvârșesc, să mă depășesc tehnica. O să facem acum o bucată dintr-o kata și o să o comentăm în timp ce o facem, da? Deci ea începe printr-un salut care se face în felul acesta, da? Sabia este totdeauna cu tăișul către mine, acest lucru arătând că n-am intenții războinice. Garda armei trebuie să fie în dreptul genunchilor mei. Înainte de a face kata, o să facem câteva mici elemente din care vom arăta cum se degajează, cum se pune înapoi sabia în teacă, da, și deplasările legate de acest fapt. Mâna mea se află totdeauna în preajma gardei, așa numitei tsuba, cu degetul mare pe ea, fapt care îmi permite să o degajez ușor din teacă, ca să o pot scoate apoi, fără niciun fel de probleme. Pentru că sabia este lungă și este posibil ca conformația mea anatomică să nu-mi permită să mă întind atât, da? Mișcările care se fac pentru degajarea armei pun corpul meu într-o poziție de, să zicem, maximă posibilitate de a mă extinde, da? Uitați-vă, da? Ca să scot de aici, da? Mâna mea este, da, atât de lungă și aici mă împiedic, da? Da? Deci, se duce înainte, apoi se duce înapoi și sabia se duce mult încolo, da? La revenire, sabia vine aici, este ghidată de cele două degete și degetul mare o ia din nou în primire, asigurând că dacă mă aplec, ea nu cade singură din teacă, nu? Să mă facă de râs în fața samuraiilor, care abia așteaptă. După modurile în care degajez sabia, da? Aceste mișcări se pot clasifica în diferite categorii. Deci sabia se scoate orizontal, da? Totdeauna când scot sabia, ea înseamnă și o lovitură. Dar de obicei ea se bagă înapoi în aceeași poziție. Sabia se scoate, poate scoate vertical. Se bagă înapoi vertical. Da? Se scoate cu mâna așa. Se scoate cu tăișul în jos. Da? Diferite forme. De asemenea și deplasarea, nu? Deci înainte. Atenție, când scot sabia, ea presupune că încerc să lovesc pe partener sau să țin la distanță și mă pregătesc pentru o lovitură următoare. Deci, uitați-vă puțin, da? Am scos, da? Nu mai vedea o lovitură, da? E
Ei, acum, în ce se privește carta, ea se bazează pe faptul că un partener atacă și celălalt face mișcări de apărare într-un anumit fel. Deci partenerul meu este cel care atacă primul. Sabia se află la început în teacă. Da? Da? El este foarte departe, ați observat. Va trebui să facă mulți pași până la mine. Sigur, mie îmi convine acest lucru, dar pentru cata nu este o distanță bună. Noi trebuie să fim ceva mai aproape, da? Ce fac eu când scoate el arma? Da? Mă pregătesc, da? Și când încarcă, mă ajuns într-o parte, da? Îl lovesc. Mă retrag. Îl țin tot timpul sub observație. Scutul sabia de sânge. Da? Apoi înteacă. Partenerul se așează din nou în poziție de a mă ataca. Primele patru sunt pe stânga, deci eschiva mea este pe partea stângă, următoarele sunt pe partea dreaptă, da? Următoarea tehnică, la această următoare tehnică, eu voi avea inițiativa. Obiectivul meu este lovitura la abdomen. Ori dacă aș permite partenerul meu să facă cum a făcut înainte, da? Da? Acum încerc să lovesc la abdomen, sabia lui vine peste sabia mea și nu pot să-l lovesc. Pentru acest motiv, simulez atacul. Următoarele procedee sunt cu lovituri la cap, da? Număr de 4 pe partea stângă, urmează cele pe partea dreaptă. Pe partea dreaptă, observați, de pe stânga, eschiva mea este în felul acesta. Piciorul stâng rus aici, am pregătit arma, da? Sunt gata să lovesc într-o poziție perpendiculară pe direcția lui de mișcare, da? Aici, da? Aici, da? Da? Aici, da? Sau aici, da? Următoarele patru, eschiva mea se face pe partea dreaptă, piciorul drept se duce înapoi, da? Da? Arma este încărcată, dacă să lovesc, da? Lovesc la gât, da? Sau continui mișcarea. Lovesc peste mâini, da? Sau lovesc la genunchi, deci la încheietura piciorului, da? Sau lovesc la cap, da? Cap, da? Deci toate aceste forme îmi permit mie și partenerul meu să studiem tehnicile de sabie. Sigur că ia cuprinde și o doză de ceremonial. Este aceasta, da? După ce am intrat, da? Aici, da? Scutul sabia, da? O aduc aici, o salut. Notă. Sabia trebuie să iasă repede și să intre încet în teacă. Mă întrebați, de ce? E logic, nu? Repede ca să pot să mă apăr, da, și încet, pentru că dacă el mă atacă din nou, să nu fiu obligat să scot toată sabia din teacă, ci cât mai puțin din ea. De exemplu, am făcut această mișcare, nu? Aici, da? Și acum atacă. Deci în timp ce încercam să-mi bag sabia în teacă, da? Da? El a atacat, da? Am schimbat imediat mâna și forță sabia. Sau dacă ea intra în teacă, da? Și el acum atacă, da? O scot iar, da? Deci sabia trebuie să intre încet, da? Încet, da? Apoi în teacă. Iese repede, da? Intre încet, da? Primele două cata, da? De pe stânga și de pe dreapta. Hai.
Zahar! Mokuso! Se poate. Se poate, da? Action. Yeah. Haide, dă-l mă. Stai, nu lovește, nu lovește, nu lovește, așa. Nu vă opriți pe o lovitură, da? Altfel acolo e mică, stau acolo și prinde muște. Hai! Pedro! Ah, bravo, Pedro. Ua! Ai! Nu aștepta, deci aștepți. Hai, boș. Da.
începătorii fac cu tine ochelii. Adormi-ne, în toți. Bogdan? Aici pot. Trebuie să-l dezechilibrezi. Așa. Nu mânca nici o singură mâine. Dacă ai amândouă mâine liberi, lucrezi cu amândouă mâine. Aici? Da? Și o minuție. Poți intași că e partea cealaltă, da? Prima dată. Am intrat aici. A doua am intrat aici. Deci, sunt o parte de asta de dezechilibrat neapărat.
Dezechilibru. Înăuntru. Lol. Da. Hai tare, repede. Nu roadă. Și voi, încet. Foarte rău. Nu te grăbi. Așa, nu te grăbi. Nu te grăbi. Ia-mi. Să faci mișcarea asta, da? Așa. Bun, bun, bine. Mai simt. Da. Așa. De ce nu zici? Toate treaba, da? Încercați și voi? Hai! Deci, fără grabă. Da? Deci poți să faci să cadă mai tare sau mai încet? Da? Fac să cadă ușor, da? Da? Să-l fac să cadă brusc, da? Ias! Hai! Hai! Pentru că o convitim unul lângă altul, da? Deci mă duc acolo unde aș vrea să fiu, da? Ușor, nu tare, da? Deci nu așa, da? Nu așa. Da? Hai, împreună cu el. Jos.
tot de treabă în continuare. Nu o să mă... Deci trebuie să evit forța în plin, da? Deci... Hai! Și o să facem următorul lucru, da? Ca să pot folosi, tot ce se poate folosi de la ei. Dacă voi fi în contradicție cu ei, niciodată nu o să pot folosi energia lor, viteza lor sau în forța lor. Cu atât mai mult cu cât partenerii mei pot fi mult mai puternici decât mine. Costinule, ce merge. În cazul în care mă atacă doi parteneri, da? Și mă prind de mâini, da? Încerc! S-a terminat, da? Dacă tratez la modul direct, da? Prin forță. Pot trata, da? Altă la această zis atac, în sensul că n-am primit forța în plin, da? Da? Și am folosit-o forța lui împotriva lui. Da? Acesta este modul ideal care se poate face o tehnică de aikido. Da? Încercăm câte trei acest lucru, încet, încă o dată, îl fac încet. Da, deci... Încet. Ia să vezi, chiar te înțeles. Cam în două mâine, cam în două mâine, da? Da? Deci, am intrat către mâine, da? Ca și cum aș trage cu arcul, da? Deci folosesc, unul din partenerii este arcul, celălalt este săgeată. Da? El este arcul, el este săgeată, da? Da? Deci sus, da? Aici este mișcarea. Hm? Săgeata, am pus-o în arc și am tras. Deci el l-a dat jos pe Costin, nu eu. Dacă vă uitați, eu nici nu-l ating. Deci îndrept doar mișcarea lui Bogdan împotriva lui Costin. Da? Deci uitați-o, da? N-am atins. Asta este ideea, da? Niciodată nu pot să iau în piept atacul. Atacat, da? Prima mea mișcare ce a fost? A fost să eschivez. Asta, da? Avansați câte 3, ceilalți câte 2. Sifonare. Ia-me! Deci trebuie să preiau atacul, da? Da? Nu pot face așa, da? Aici am terminat.
Aici am terminat, da? Sunt imobilizat, eu sunt cel imobilizat. Da? Hai, tot secund. Continuă, Gabi, mișcare, da? Același lucru. Continuă, același lucru. 5. Următor. 5. Nu mai forțăm, gata. Ia-mi! Încet, da? Deci am eschivat. Simulez o lovitură, da? Am aruncat. Toate aceste elemente sunt necesare. Nu pot să le înlocuiesc, da? Să fac direct, da? Să mă duc aici și să încerc să-l dau jos. Pentru că mă prinde de gât, observați? Deci este nevoie de această mișcare. Să zic echilibru. Tsuki. Da? Încă o dată. Începătoare și șifonat din continuare. Hai, hai, hai! Pe cineva care mă atacă și care mă prinde de mână, da? Da? O să fac încet, da? Deci mâna mea se duce acolo, da? Cam asta ar fi, nu? Deci pot să folosesc mâinile cu care fac un lanț, ca tocmai ca să ștrangulez mai ușor, observați? Dacă strâng așa, nu pot foarte tare, da? Dacă fac așa, s-ar putea să mă prind de amândouă mâinile cu mâinile lui și să mă arunce peste cap. Atunci, ca să nu fac treaba asta, da? Folosesc, pun a doua mână în prelungirea primei mâini, da? Și îl folosesc ca un mecanism de ștrangulare. Da? Până el bate și spune că îi ajunge. Încă o dată. Aici. Un, doi. Da? Sigur, îl poți și trânti, da? Este foarte important să nu-l chinui pe partener. Eu m-aș putea să-l strâng aici, nu până... Da? Nu. Deci mi-am făcut procedeul, da? Trebuie să-l protejez. Pentru că am nevoie de el ca să pot lucra în continuare, nu? Deci l-am convins că îl pot controla, pot să-i fac rău dacă vreau, dar nu-i fac rău niciodată, da? Încă o dată. Da? Observați cum trebuie să puțin pizza, cum încearcă să bată. Hai, trecăm. Nu faceți rău cu orice chip partenerului. Nu trebuie chinuit. Așa, așa, așa. Jos, 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 jos. Thank you.
Sigur, nu este imposibil, dar puterea lui de luptă este mult diminuată în această poziție. Dacă observați la Aikido, de regulă încerc să ajung în spatele partenerului. Primul că în spate nu prea poate să facă nimic. Da? Știindu-mă în spatele lui, are rețineri în ceea ce privește acțiunile mele. Nu știe ce voi face. Poate lovesc, poate strangulez, da? Deci îi dă partenerului meu, celui care mă atacă, un sentiment de nesiguranță. Pe care eu îl folosesc, sigur, ca să-l pot controla. Deci prima mea grijă este să nu fiu lovit, pentru că dacă sunt lovit categoric, o să capacitatea mea de luptă scade, să scot lovitura partenerului în afară și eu să ajung într-o poziție favorabilă față de el. În spate sau lateral. Da? Nu trebuie să fac mișcări prea multe, pentru că mișcările la se văd, da? Da? Să mă urmează cu mâna înaltă, da? Încet, da? Deci, 1, jos, 2, da? Trebuie să-l lovesc, da? Am simulat lovitura. Folosit această deviere, zic, restrictivitul, ca să fac o altă tehnică, da? O să revin la prima, da, respectivă. Aici. Bun, ia-mi! Un alt mod de a privi lucrurile, da? Mă agăț de toate, de tot ce are partenerul meu mai aproape de mine. Da, ridica mâna, da? Dacă este cu mâinile jos, da? Da? Am făcut eu treaba asta, da?
Îl provoc, da? Îl provoc să se miște, să miște mâinile, da? Da? Mâini care îmi trebuie mie, observați? Nevoie de mâinile lui ca să pot să fac o tehnică. Singurul lucru este să stea cu mâinile în buzunar. Deci aici nu e avantajat, da? Pentru că urmează o tehnică de rever. Deci dacă eu simt că partenerul meu vrea să mă atace, dar el este suficient de pregătit ca să nu mi-arate treaba asta, da? A, îl salut. Ia-l salut. Și el cad. Ia-l salut. Sus. Încercăm de fizar. Încercăm să folosesc această idee de a provoca pe partener să miște mâinile, da? Observați? Încercăm? Hai. Și cum am mișcat mâinile, cum agăzi una din ele și fac un procedeu. Voi și Honaghe din Catate, Toriai Hamid. Da? Partenerul, dacă este profesionist, nu o să-mi arate niciodată. Eu nu o să văd. Nimeni nu stă cu lucrurile astea, decât dacă vrea să te impresionezi. Meseriașii stau cu el ascuns, dar nu știi care este. Pentru asta nu trebuie să stai chiar nasul lui aici, pentru că poți să păzești o groază de, lucruri neplăcute, da? Capul, cu picul, cu mâna și mai departe. Distanța potrivită este cea la care poți să deschivezi un atac în ultimul moment. Profit de această distanță, ci și el. Vă să trebuie să nu arătați că sunteți, zicem, că nu sunteți civil, că știți tehnici de luptă, da? Este cea mai mare greșeală. Poate să impresioneze pe un piept contabil care a exprimat din casă, dar pe cineva care știe să lupte, asta nu-l impresionează.
Deci, nu e o poziție normală, dar de obicei să fii gata să te predai când a scos cuțitul, da? Am și făcut chestia asta, da? Da? Și dacă el lovește, dar în momentul ăsta... Ridicarea mâinilor sus, da? Tu lovește, nu te uita la mine, da? Eu, da? Îi dă un sentiment de siguranță partenerului, da? Vede că n-am arme. Mie îmi folosește pentru că pot coborâ rapid și face o tehnică articulară. Da? Încet. Și o să facem suchi. Da? Partenerul este imobilizat, poți să pleci. E greu să pleci de aici, da? Acțiune pe, da? Sigur, dezarmarea este foarte importantă. Dacă nu pot... Nu l-am lovit, s-a speriat. Dar e posibil să nu văd cum lovește. Acum știu sigur lovește. E prea tuscur. Hai. Sunt aici, da? E un tai sapachi și mâna mea scoate lovitura afară. Am prins-o, îl dau jos. Încă o dată. Hai! Bun, ia-me! Atenție! Cei mai buni că sunt și cei mai... Este imprevizibil. Nu trebuie să-l tratezi cu domnule. E mic, e tânăr și n-ai de unde să știe. Nu e adevărat. Trebuie tratat cu seriozitate orice partener. Sus? Încet! Ce-am făcut la prima mișcare? De exemplu. Din nou. Focal. Okay.
partenerul meu. Vezi imediat, când îți dau cuțitul, vezi imediat, da? Deci e bine, sigur, pe măsură ce te antrenezi, nu aștept să te lovească când vrei tu. El te lovește când vrea el, nu? Că de-aia este... Ușor? Hai! Nu vă pripiți!